Bună dimineața, suntem la micul dejun și ne-am ales aici, după cum ați văzut, ouă sunny side up, ochiuri cu omlete, cartofi prăjiți, castraveți, roșii, cașcaval, măsline, calamata. Acum vreau să fac o mișcare din asta. Oh, nu asta, nu mișcarea asta. Asta. Nu asta. Mai trei ouă, ok. Creamy. Yes, two espresso, please. Thank you. Ce fac de treabă aici? E bun? Cu miere? După cum ați văzut, Stef se descurcă. Ai la cum apui miere? Micul dejun, mi se pare bun. Fresh. Oh, bune. Măsline bune, cum se pare? Micul dejun, cum se pare? Bun. Hai. Asta a fost la micul dejun. Mergem mai departe către Atena. În seara ne-am mai filmat, am văzut niște puncte interesante, cum ar fi turnul. Am dus pe Atena, ne-am oprit să mâncăm. Cum se numește taverna asta. Așa arată, un loc foarte mic la baza unui bloc. Iar aici suntem noi. Să vină mâncarea. Și le-am cam dat restaurantul peste cap. Și cam ăsta e meniu. Dar problema este că ei nu mai au mâncare. Am mai avut două bucăți de miel, pui, deja s-a terminat și puiul. Am luat salată și pui, că Larry a vrut mielul, da, care l-am vrut eu, dar știți cum e treaba. Așa că, știi că, nu știu, ori s-ar bucura, ori s-ar enerva de că a venit noi aici toată trupa asta noastră de 20 de persoane, 25. A venit Berica. Poate Călin, tăi ce rubere? Asta ce m-a venit și salata grecească. Hai de aici. Mă, roșiile par faine. Și pulpa de pui, nu prea arată bine și cartofi, dar cam asta e. Cartofii par congelați. Da, cartofi congelați, nu prea rociți. Da, eu i-am dat. Mai bun decât aici, aseară cu buni. Ne-am zis cartofii. Nu-s buni. Acum să vedem puiul. Ne-am să vedem cum rupem puiul de aici. Iubi, vrei de cum e? Sunt multe. Ia de aici. Sunt prea multe. Ai bine, mai bine la trei jumate de gin cu puiul. Dar nu-i rău. Se poate mânca mâncarea. Salata. Asta e. Asta e și treaba. Mâncăm și mere mai departe. Puteți să vă opriți în locul ăsta. Durează cam mult. Da. Știți că nu-i not good, not terrible. Mere odată. Urcăm la unul dintre cele mai fine restaurante din Atena și urcăm sus. Cum se numește restaurantul? Când o dată l-am uitat. Horizontes, Licabetus, nu știu cum. Ia uitați cum arată. Asta e Atena. Cât vezi cu ochii și undeva ar trebui să se vadă. Uite, cercurile olimpice! Cercurile olimpice?
Ah, ok. Da, acolo undeva departe. Stai să vedem dacă reușesc să le prind cercurile olimpice. Poate le vedeți. Ha. Merge mult pe jos, că nu mai ai acces cu mașina și să sperăm că restaurantul își merită toți banii. Dacă nu, priveliște a merită, deja. Așa arată de sus de pe restaurant. Și aici, bineînțeles, că de aia este așa de faimos. Avem o vedere cu Acropolisul și mare. Uite și pe Lari și pe Stef. Pentru că noi suntem în interior și de fapt aici am prins rezervare și am luat masa asta și acolo pe terasă, dar vreau să mă duc până acolo pe terasă să vedeți despre ce este vorba. Vedere direct către Acropolis. Ia uitați. Direct de la restaurant, din interior, de la clima. Super! După o fugă prin oraș, Stef a avut un pic de febră și acum a mai scăzut, a mers, luat un Nurofen, nebunie cu traficul acolo. Ne-a venit și nouă mâncare la restaurant. Și bineînțeles, amstelul, fără alcool, cartofii tăiați de mână. Trebuie să arate, trebuie să fie și gustul bun. Hai să gustăm, atâta noapte, e seară, nu mai pot să mănânc mai mult altceva. Mai găsiți ravioli? Cu ce este? Cu pateu de pui. Cu pateu de pui. Am primit niște ravioli de aia. Cu pateu de pui. Not bad. Chiar bun. Și ghi surpriză. Ghi cine mănâncă salată. Lari. Și ghi cine mănâncă puiul. Eu. Și am comandat salată. No. Și până la urmă mănânc pui, pep de pui la grătar. Pe care mie, în general, nu mi-l place. Zată de quinoa și cu legume. Am pus niște ulei de măsline. Trebuia să fie sous-vide. Nu știu dacă e sous-vide. Nu-i sous-vide, da, trebuia să fie sous-vide. Hai să-l gustăm. Salată tai de mingeală, ați apus sous-vide. 5 din 5. Mă bucur. Și pot să vă zic ceva. Dacă veniți la restaurantul ăsta, nu comandați pui. Nu comandați pui. Atât vă zic. Later update. Larisa, de fapt, și-a comandat salata care nu a putut să mănânce, după cum a zis. Și am zis, bă, zic eu, o mânc, aia nu-mi place, dar o mănânc. N-am putut să mănânc. Am dat-o înapoi și am cerut o salată și eu. Și n-au avut nimic de comentat, probabil că știu ei despre ce vorba. Sau chiar dacă nu știu, să vedem. Lari și-a mai comandat. Ce-ai comandat aici? Ceva brânză. Feta. Miere. Cu miere și... Da, langoș cu brânză. Nu-i ceva wow. Langoș cu brânză, bănuiesc un fel de reinterpretat și cu miere. Am mâncat mult mai bun. De-a dus să gust eu. Așa. Deci nu e o ce ai zis, Ile? N-aș mai mânca încă o dată. Am zis că mi-a plăcut foarte mult. Aici? Ce-i prin? Nu era. Nu era. Bine că nu. Nu era. Poți să mănânci asta și în altă parte, dar experiență în sine. Da, da. Stai la da, deci cum zicea cineva, mi-a aici la masă. Era super fain. Nu ziceam cine. Acum am făcut oameni. Restaurantul e puțin overrated și nu vine neapărat pentru mâncare, ci pentru view. Hai să încercăm noi salata asta, că asta zicea Larisa că e bună și ne-am mâncat. Da, a fost ok. Chiar a fost ok. În primul rând, acum am simțit roșiile care sunt tari. Amalia, cum o văd?
Nu a fost mai bună salata la noi. This was not bad. Asta nu era deloc. Salata nu era deloc. Ah, bun. Hai să mâncăm. Dacă veniți aici luați vă salată, prea multe chestii nu încercați, probabil că mielul e bun. Roxy, cum a fost mielul? Foarte bun. A fost foarte bun și nu a fost uscat. A fost perfect. Zice că e bun, mielul e bun. Deci vă luați și niște gotițe de miel, care sunt ok, cică. Hai să vă arăt cum e țapa. Rânda. Salata e bună. Dar că roșiile astea nu se compară. Și am mâncat de dimineață, era mult mai bun. Restaurant de pe marginea drumului. Am plătit 34 de euro, am mâncat 3 persoane full. Ieftin. E scump și... Da, veniți pentru bio, atât. Asta a fost un episod de astăzi. Nu uitați să verificați și celelalte episoade. Nu uitați să dați un like, un share, un comment. Pe noi ne ajută foarte mult. Și bineînțeles, verificați link-urile din descriere. Ne vedem la episodul următor, Acropole, și ce mai urmează după aia. Cam atât, vă salut.